like to get your attention, please. Mi-aș dori să am atenția voastră, vă rog frumos. So, I will introduce myself first. My name is Hélène Cadeau. Întâi am să mă prezint. Numele meu este Hélène Cadeau. I'm living and working in Lyon, in France. Trăiesc și muncesc în Lyon, Franța. I am a clinical psychologist. Sunt psiholog clinician, psychotherapist and trainer for psychotherapists. Psihoterapeut și formator în psihoterapie. Mm-hmm. And I have been coming to Romania to do workshops for about 7 or 8 years now. Și de 7-8 ani vin în România și țin aici cursuri. With Romanian colleagues, and I really enjoy coming to your country. Cu colegii români și îmi place foarte mult să vin în țara voastră. So, thank you, Oana Pănescu, for inviting me in this beautiful new university. Îi mulțumesc, Oana Pănescu, că m-a invitat în această frumoasă nouă universitate. And I was told that a few students will come in and come out following their lecture schedule, so mi s-a spus că vor fi câțiva studenți care vor veni după ce vor termina cursurile și nu trebuie o problemă asta. We are actually in a strange situation because my language is French. All these philosophers have nothing to do with English language, none of them. We do this in English, and Fiorentina, who understands French and English very well, will translate for you in Romanian. So, linguistic salad. We hope that it will be clear anyway. Suntem într-o situație lingvistică un pic stranie, pentru că eu vorbesc franceză. Niciunul dintre acești autori nu a scris în engleză. Eu voi vorbi în engleză și am pregătit acest material în engleză, iar Florentina o să traducă în română. Așa că o să avem o salată lingvistică. We are accustomed to work together in the workshops. Noi suntem obișnuite să lucrăm împreună în workshop. So, now down to our philosophical business. Să ne întoarcem la treburile noastre filozofice. In fact, I am finishing a book about hope in French. Chiar termin o carte despre speranță în franceză. And I have been doing a lot of research, of course, and discoveries regarding this enormously vast topic. Și am făcut multă cercetare și multe descoperiri în acest vast domeniu. And gradually it became clear to me that the philosophical point of view of many different philosophers was something nurturing, structuring, unescapable and great. Și a devenit clar pentru mine, citind diverse perspective filozofice, că acest subiect are o dimensiune de grijă, de structură și un fel de care nu putem scăpa. So I turn to the philosophical works regarding this topic, and I remember that many years ago when I was living in Japan, I received a serious philosophical training in German philosophy. M-am reîntors la acest aspect filozofic al speranței și mi-am amintit că acum mulți ani, când am trăit în Japonia, am participat la, am primit un fel de formare în filozofia germană. So, this was a tough training, but I realized that after so many years, it's the same feeling when you learn to ride a bicycle, you didn't do it during 25 years or more, and suddenly you ride a bicycle and it's like you never forgot, because it was assimilated. Și a fost un training
foarte dificil, dar pentru mine a fost că mi-am amintit de cum e cu mersul pe bicicletă. Mergi, înveți să mergi pe bicicletă, mergi o vreme, apoi poți să faci o pauză de 20 și ceva de ani și apoi când te urci din nou pe bicicletă, mergi ca și cum ieri ai făcut asta. So this gave me trust for going back to philosophical matters, which are not simple, of course, it's complex, but I like paradoxes and complexity, and in this topic there are a lot of such things. Și asta mi-a dat încredere să mă întorc la acest subiect dificil, care este plin de paradoxuri, dar mie îmi place pe această temă să mă întâlnesc cu paradoxurile. For instance, usually people believe that when someone is hopeful, de obicei, oamenii cred că atunci când cineva are speranțe, is not in touch with despair or hopelessness. Nu este în contact cu disperarea sau cu lipsa de speranță. Which is not true. Nu este adevărat. The human brain and the human psychology are such that it's possible to feel hopeful and to have some despair hidden in our heart somewhere. Creierul nostru și psihologia noastră este în așa fel făcută încât putem ține în același timp și speranța, dar și ascunsă undeva în sufletul nostru și lipsa de speranță. It can coexist. Ele pot coexista. Which is very interesting for us clinicians. Ceea ce pentru noi clinicieni este un aspect foarte interesant. Yeah. So, this conference is also a way to help us clinicians or students or professors. Această conferință whoever, este pentru noi profesorii, studenții sau clinicieni. To think out of the box. Să ne ajute să gândim în afara structurilor. And to get a broader and deeper perception of hope. Și să căpătăm o perspectivă mai profundă a speranței. And of the experience of hope. Și a experienței speranței. So, I will talk about three philosophers whose name you can read there on the board. O să vorbesc despre trei filozofi, numele lor le vedeți acolo pe tablă. Ernst Bloch, a German philosopher. Ernst Bloch, un filozof german. Gabriel Marcel, a French philosopher. Gabriel Marcel, un filozof francez. And Pedro Entralgo. Și Pedro Entralgo. I don't know Spanish at all, so my accent is probably very bad, but it's his name anyway. Nu știu spaniolă, probabil că accentul meu este foarte prost, dar așa îl chemă pe el. So, I intend to give you key points. Intenționez să vă dau câteva informații cheie. Their respective views. Despre punctul lor de vedere. Regarding the human condition. Despre condiția umană. The human capacity for both hopefulness and hopelessness. Despre capacitatea umană de a avea speranță și de a fi fără speranță. And the ability and the need for retaining hope. Și abilitatea și nevoia de a păstra speranța. So these three philosophers are monuments. Acești trei filozofi sunt un fel de monument. Their works are huge, very famous, enormous. So at the beginning, it's a bit makes you shy. Ei au o operă foarte vastă, foarte complexă și la început, când te apropii de ea, te face să te simți foarte timid. And then the way
probably to want to become familiar with their inner world, the way, the landscape they are creating with their philosophy, each of them. Și apoi pentru fiecare dintre ei ajung să te familiarizezi cu peisajul pe care îl construiesc ei în lumea lor interioară. So, are you ready for this journey? Sunteți pregătiți pentru această călătorie? Okay. So, let's start with Ernst Bloch. Să începem cu Ernst Bloch. Oh, by the way, as you see, those three philosophers are approximately contemporary philosophers. Look at their dates. După cum vedeți, după datele lor de naștere, sunt relativ contemporani. Deci au există o coerență a viziunilor. I decided not to look for very ancient philosophies and philosophers because I doubt they have something to tell us now that we are in the 21st century. Nu m-am uitat mai în urmă la filozofie mai vechi pentru că m-am îndoit că ar putea să ne spună ceva care să fie relevant pentru noi care trăim în secolul 21. So, Ernst Bloch became famous for his work in three big volumes. Ernst Bloch a devenit faimos pentru munca lui, pentru opera lui de trei volume mari. Which is Das Prinzip Hoffnung. Care se cheamă Das Prinzip Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung means something like the hoping principle, or it's difficult to translate. E foarte greu de tradus, dar înseamnă cred în română principiile speranței. Nu sunt foarte sigură că asta. This was published in 1976. A fost publicat în 1976. And everybody recognized that his vision was very innovative. Toată lumea a recunoscut că viziunea lui era foarte inovatoare. It was called a kind of concrete utopia. Și a fost numită un fel de utopie concretă. He is the first philosopher to have ever said that. Este primul filozof care a spus că hopefulness should be rooted and aiming the world and society here and now and its transformation. Că speranța ar trebui să fie înrădăcinată și să urmărească, să aibă ca obiectiv lumea și societatea din aici și acum și transformarea acesteia. As you see, there is no transcending dimension here. După cum vedeți, asta înseamnă că nu există o dimensiune transcendentă. Which is different from the Christian and the Jewish conceptions. Ceea ce diferă în raport cu concepția creștină sau iudaică. This is also different from Marxism. În același timp e diferit de concepția marxistă. Since the Marxist vision deoarece viziunea marxistă tends to reduce people to their social and economic dimension, are tendința de a-i reduce pe oameni la dimensiunea lor socială și economică. And Ernst Bloch, who was very interested in Marx's works and train of thoughts, Ernst Bloch era foarte interesat de Marx și de gândirea acestuia. He decided to break up with this ideology. Dar a decis să renunțe la această ideologie. Because what he was trying to do was calling for a Christian Marxist dialogue. Pentru că ce încerca el să facă era să creeze un dialog între creștinism și marxism. And he entered into very stormy relationships with Marxist philosopher. Și din cauza asta a intrat în niște relații furtunoase cu filozofii marxiști din vremea aceea.
migrated in the United States during the Second World War. În timpul celui de-al doilea război mondial a emigrat în Statele Unite. And afterwards he went to the DDR, Deutsche Demokratische Republik, to live there. Și ulterior s-a întors în Germania Democrată și a trăit acolo. So now let's go into his frame of reference. Haideți acum să ne întoarcem în cadrul lui de referință. In his view, human beings and their becoming are simply considered inseparable. În viziunea lui, ființele umane și devenirea acestora sunt inseparabile. And being and becoming și a fi are characterized by movement. Sunt caracterizate prin mișcare. He distinguished three sorts of hope modalities, we can say. El face distinția între trei modalități de speranță. The first one is the subjective. Prima este speranța subiectivă. Or psychological hopefulness. Sau speranța psihologică. A real faith and trust in the future, he says. Când vorbește despre asta, spune despre o încredere reală în viitor. The second modality is the objective hopefulness. A doua modalitate este speranța obiectivă. He says that the hoped for events, el spune că speranța pentru evenimente, can only be probable at the best. Poate fi în cel mai bun caz probabilă. Then the third modality is what he called the unreasonable hopes. Iar a treia modalitate este speranța nerezonabilă. At one end, easy optimism. La un capăt se găsește acolo optimismul, când ești cu ușurință optimist. And at the other end, premature pessimism. Și la celălalt capăt al continuumului se află pesimismul prematur. He considers that these two modalities leads to harmful consequences. Și că aceste două extreme duc la consecințe care ne fac rău. Because they mislead the individual. Pentru că ne induc în eroare. So, what are the main features of hoping following Ernst Bloch? Deci, haideți să vedem care sunt principalele caracteristici ale speranței, așa cum le vede el. He is stressing how hoping goes beyond the individual psychology. El subliniază modul în care speranța merge dincolo de psihologia individului. It has to be connected to the world, și că aceasta trebuie să fie conectată cu lumea, and to the possibilities of development within the world, și cu posibilitățile de dezvoltare pe care ni le oferă lumea. Hoping is active, it's very nature. Prin natura sa, speranța este activă. Hoping encompasses whatever is known about past and present. Speranța cuprinde tot ceea ce este cunoscut despre trecut și despre prezent. It gives us an image, și ne oferă o imagine, of possible futures. Despre un posibil viitor sau posibile viitoare. Thus, it is the human creative imagination. Aceasta este imaginația umană creatoare. That opens our eyes. Care ne deschide ochii. On possibilities that are not yet real. Asupra posibilităților care nu sunt încă reale. Ernst Bloch is extremely interested
in the human capacity for anticipating awareness. This is the concept. Ernst Bloch este extrem de interesat în capacitatea umană de a anticipa conștientizarea. Acesta este un concept al său. He thought and studied a lot about how each period in history s-a gândit mult și a studiat despre cum fiecare perioadă din istorie is characterized este caracterizată by the kind of utopia it developed. De un fel de utopie pe care o dezvoltă. And which vision for a better world it was carrying. Și ce viziune despre o lume mai bună purta fiecare perioadă de istorie. So the Prinzip Hoffnung emanates from the encounter between the creative imagination, utopia. Deci acest principiu al speranței se naște din intersecția dintre creativitate și utopie. And the movement, collective movement. Și mișcarea colectivă. Historical collective movement. Mișcarea colectivă istorică. So hoping is always an individual matter and a very collective matter. Astfel încât speranța are atât o dimensiune individuală, cât și o dimensiune colectivă. So now let's turn to Gabriel Marcel. Să mergem mai departe acum cu Gabriel Marcel. His world is very different. Lumea pe care o vede el este foarte diferită. He was considered the first French existentialist philosopher. A fost considerat primul filozof existențial. And Jean-Paul Sartre considered him the Christian existentialist. Și Sartre îl numea existențialistul creștin. Gabriel Marcel was very talented. Era foarte talentat. He was a philosopher, a dramatist, a literary critic. Era filozof, dramaturg, critic literar. He played and composed music a lot. A cântat și a compus muzică. And he wrote a theater play, și a scris o piesă de teatru, which he named The Broken World, pe care a numit-o Lumea Spartă. In French, the original title is Le Monde Cassé. This describes the empty life and relations of a charming, despairing and yet still hoping woman. Această piesă de teatru. This is something I added so Florentina doesn't know about it. Descrie viața goală și cu toate acestea plină de farmec, deși disperată, a unei tinere. Despairing and yet still hoping woman. O femeie care era disperată, dar cu toate acestea avea speranță. So I distinguished three parts to present his philosophy regarding hope. Ca să vă prezint filozofia lui despre speranță, am împărțit această prezentare în trei fragmente. Prima parte. The powerful action and effects of hoping. Vorbește despre puterea de acțiune și efectele speranței. Hoping is considered here a psychological activity.
el vede speranța ca pe o activitate psihologică. Hope means the acceptance that other possibilities do exist. A spera înseamnă să accepți că alte posibilități există. Hoping doesn't offer solutions. Speranța nu, să sper, nu înseamnă că asta îți oferă soluții. But opens passages. Ci îți deschide drumul. It opens our present time. Deschide prezentul nostru. To the dimension of becoming. Către dimensiunea devenirii. Of future. Către dimensiunea devenirii în viitor. As a creative force. Ca forță creatoare. As an opening force. Ca o forță deschizătoare. Hoping releases an energy. Speranța eliberează energie. That is necessary for change. O energie care este necesară pentru schimbare. In so doing, făcând asta, hoping gives back flexibility and momentum. Speranța oferă flexibilitate și acțiune pe moment. Where suffering and life difficulties may have crushed people. Atunci când suferința sau dificultățile vieții ar putea să îi pună pe oameni la pământ. And severely restricted the scope of possibilities. Și să le restricționeze în mod drastic posibilitățile. Hoping makes the person look differently at the reality. Speranța îi face pe oameni să se uite diferit la realitate. Thus having a transformative force. În consecință, având o forță transformatoare. Hoping harbors a great renewal force. Speranța găzduiește o forță de renaștere. Which can allow us to go forward. Să ne permite să mergem mai departe. This was the powerful action and effects of hoping. Now let's turn to the second part. Asta este partea în care vorbea despre puterea de acțiune și efectele speranței, iar acum mergem către partea a doua. Hope versus despair and acceptance. În care vorbim despre speranță versus disperare și acceptare. Those three words are concepts by Gabriel Marcel. Aceste trei cuvinte sunt concepte în gândirea lui Gabriel Marcel. He explores three possibilities. El explorează trei posibilități arising out of what he calls life hardships. Trei posibilități care ies la suprafață din ceea ce el numește încercările vieții. I am not sure we talked about with Florentina about the word hardship. In French is les épreuves de la vie. It means a situation when life is cruel. Se referă la situații în care viața este crudă. When a person is going through very hard times. Când persoanele se confruntă cu dificultăți. Like we had recently in France with the killings in Paris or in Brussels, you know, this kind of very hard things. Recent în Franța cu uciderile din Franța sau de la Bruxelles. When a mother or a father lose their child or their baby. Când o mamă sau un tată își pierde copilul. When there is a bad earthquake. Când există un cutremur puternic. Or the current situation of the refugees which are trying to come to Europe and find fences and closed minds and bump against it without hope. De exemplu, situația de viață a refugiaților care vin spre Europa și se confruntă cu garduri și cu mințile închise ale oamenilor și cu lipsa de speranță. Okay, that's what
I put under the word hardships of life, okay? Asta este ceea ce pun sub această sintagmă de încercările vieții. So, the three possibilities facing those hardships are despair, acceptance and hope. Cele trei posibilități care ies la suprafață din încercările vieții sunt disperarea, acceptarea și speranța. Which can be considered psychological as well as existential positions. Care pot fi considerate ca poziții psihologice, dar și existențiale. In the hardships, Gabriel Marcel includes exile, slavery, and loss of creative capacity. În ceea ce Gabriel Marcel numește încercările vieții, menționează exilul, sclavia, dar și pierderea capacității creative. Each kind of hardship threatens the person's ability to carry on the actions and projects that constitute his or her identity. Fiecare dintre aceste încercări ale vieții amenință abilitatea persoanelor de a urma mai departe proiectele și de a acționa în conformitate cu aceste proiecte și acțiuni care constituie propria sa identitate. So, each kind of hardship threatens the person's ability and impairs the fullness of life. Și în același timp le afectează plinătatea vieții. In different ways. În moduri foarte diferite. I'm sure it evokes many things in your brain, this point. Sunt sigură că acest lucru poate să evoce multe lucruri în mintea voastră. So now the very philosophical point is that și ceea ce subliniază el acum filozofic este că the individual's self-conception, că concepția de sine a individului will be fundamentally altered, va fi alterată în mod fundamental by each of these answers. De fiecare dintre aceste răspunsuri. Be it despair, fie că răspunsul lor este disperarea, acceptance, fie că este acceptarea, or hope, sau speranța. What does he mean by despair? Ce înțelege el prin disperare? It specifically means to give up the idea of remaining who we are. El înseamnă în mod specific că renunțăm la ideea de a fi ceea ce suntem. When we are enduring the hardship. Atunci când trecem prin dificultăți. It means to become fascinated by our own destruction. Înseamnă să devenim fascinați de propria noastră distrugere. To the point of anticipating this very destruction. Până la punctul în care ajungem să anticipăm această distrugere. Sometimes by committing suicide. Uneori prin a ne sinucide. This is the existential despair. Asta este ceea ce numește disperarea existențială. Which Gabriel Marcel disavows or condemns. Pe care el o dezavoiază, o condamnă. Since self-destruction is not the only way out. De vreme ce autodistrugerea nu este singura modalitate de a ieși din situația respectivă. Now about acceptance. Acum despre acceptare. It's quite different from the banal meaning of accepting or acceptance. Este un înțeles diferit față de semnificația banală a lui a accepta sau acceptare. Gabriel Marcel means
by acceptance. Gabriel Marcel înțelege prin acceptare. It means remaining who we are. Să rămânem ceea ce suntem. Although we cannot escape the hardship, deși nu putem scăpa de greutățile vieții, and its consecutive limitations, și de limitările lor și de consecința lor limitatoare, imposed to us, care ne sunt impuse. This meaning, această semnificație, I am not willing to reduce myself, este, nu sunt dispus să mă reduc pe mine însumi, to be the useless creature, să fiu o creatură inutilă, my disease or my captivity, boala sau captivitatea mea, can finally turn me into, în care boala sau captivitatea mea mă pot transforma. I'm not indulging in this fascination. Nu am să mă scald în această fascinație. I am resolute to carry on being who I am. Și voi continua să fiu ceea ce sunt. Being close to stoicism, fiind apropiat de gândirea stoică, this posture is literally antagonistic with the existential despair. Această poziție este antagonică cu poziția disperării existențiale. And now, what does he say about hope? Haideți să vedem acum ce spune și despre speranță. The difference between acceptation and hope, diferența dintre acceptare și speranță, resides in the way we accept the hardship we are going through. Stă în felul în care acceptăm greutățile vieții prin care trecem. Accepting it, să le acceptăm, means to envision it as a permanent condition and to adapt to it. Este să le vedem ca pe o situație permanentă și să ne adaptăm la această situație. Whereas hope, în timp ce speranța, means that we consider the hardship as a real but transient reality. Speranța înseamnă că vedem greutățile vieții ca fiind reale, dar în același timp ca pe o realitate tranzitorie. Adapting ourselves to the waiting, să ne adaptăm la așteptare, to the point where it will be absorbed and transformed. Până la punctul la care va fi absorbită și transformată. Thus, hope is also antagonistic to the existential despair. Și speranța este antagonică cu disperarea existențială. Not because the individual wouldn't wish anymore the end of the hardship. Of course, he wishes it. Nu pentru că individul nu-l dorește ca greutățile vieții să se termine, bineînțeles că asta își dorește. But since considering that the hardship is intended to, is intending for having an end. Dar de vreme ce consideră că aceste greutăți ale vieții sunt create cu scopul de a avea un sfârșit, prevents the person from perceiving his or her own destruction as the unique way of putting an end to it. Asta previne persoana să-și perceapă propria sa distrugere ca pe unicul mod de a pune capăt acestor greutăți ale vieții. Mm-hmm. So, Gabriel Marcel is in quest of an answer to the existential despair.
Deci Gabriel Marcel este în căutarea unui răspuns în fața disperării existențiale. One answer that would not be susceptible to be attained and harmed by life and world events. Un răspuns care să nu fie susceptibil de a ne face rău vieții și evenimentelor vieții. Mm-hmm. This is his philosophic quest. Asta este căutarea lui filozofică. So here is his reasoning. Și mai departe o să vedem care sunt argumentele lui. As long as I make my hope conditional, atâta timp cât îmi condiționez speranța, I put myself limits, îmi pun limite, to the process by which I could be able to triumph over successive disappointments. Îmi pun mie însumi limite în procesul prin care aș fi capabil să câștig în fața dezamăgirilor vieții. The hope that the person will finally recover health. Speranța că persoana își va recăpăta în cele din urmă sănătatea. For instance, de exemplu, makes him or her less vulnerable. Îl face mai puțin vulnerabil. But not immune to the disappointment. Dar nu imun la dezamăgiri. If recovery doesn't happen. În situația în care recuperarea nu are loc. Therefore, de aceea, Gabriel Marcel proposes an alternative to what he calls the spiritual powerlessness. De aceea, Gabriel Marcel propune o alternativă la ceea ce el numește lipsa de putere spirituală. He illuminates the intimate experience of hope. El iluminează experiența intimă a speranței. With the importance he attributes to faith. Cu importanța pe care o atribuie credinței. Not necessarily religious faith. Nu neapărat credință religioasă. Trust. Încredere. Confidence. Care e diferența dintre trust și confidence? Încredere, siguranță. Which he considers a value. Pe care le consideră un valor. A value that we choose. Valori pe care le alegem. Hope is then transformed. În felul acesta, speranța este transformată. Goes beyond self. Merge dincolo de sine. And is invested in an enlarged aspiration. Și este investită în aspirații vaste. Okay. He also highlights the importance of opening up. De asemenea, subliniază importanța de a ne deschide, which allows hope to spread. Ceea ce permite speranței să se răspândească. He insists upon the necessity of being ready, being open, being available. Insistă asupra necesității de a fi pregătiți, de a fi deschiși și de a fi disponibili. Internally. Interior. Then let's try to grasp the relational and transcendent character of hope. Hai să vedem care este caracterul transcendent și relațional al speranței. By the way, I forgot to tell you that I prepared a short bibliography. So you will find the main books
to this topic. Okay. Am uitat să vă spun la început că v-am pregătit o bibliografie cu tema, cu această tematică, în care veți găsi referințe cu toate cărțile despre care am vorbit. Mm-hmm. In his text, homo viator, it means on a march. Not a walking man is stupid in English. Se cheamă homo viator, care cred că ar fi un fel de călător. And on his way, maybe. Care poate s-ar traduce prin omul pe calea sa. Mm. He highlights the relational nature of hope. În această carte, el subliniază natura relațională a speranței, which he calls its intersubjective characteristic. Pe care o numește caracteristică intersubiectivă, which he considers essential. Pe care o consideră esențială. Why? De ce? You need a little break. Wanna ask if we are gonna have a small break? Maybe, yes, but not now. Poate, dar nu acum. Let's finish with the three guys, then there is a small break, and then I go to essential points because I try to find out what they have in common and what all of them in their difference highlight as essential. Okay? Haide să terminăm cu tipii ăștia trei, după aia luăm o pauză și apoi să ne întoarcem să trecem prin punctele esențiale, pentru că intenția mea era să punem apoi cap la cap și să vedem ce au în comun acești oameni. So, why is the relational nature of hope essential? De ce este esențială natura relațională a speranței? Because hoping implies a mutual interaction. Pentru că a spera presupune o interacțiune reciprocă. And fosters an opening toward others. Și hrănește o deschidere către alții. Hoping can exist provided there is an interaction. Speranța poate exista cu condiția să existe o interacțiune between the giving person and the receiving person. Între o persoană care dă și o persoană care primește. Thus hoping goes beyond myself. Această speranță merge dincolo de mine însumi. Human beings hope in themselves, or not, but they hope in themselves. Ființele umane cred sau nu în ele însele. In the others. În alții. And in the whole humanity, și în întreaga umanitate, which should be considered a form of transcendence. Și această formă de speranță ar trebui să fie considerată o formă de transcendență. Okay. Now I want to tell you a few important time considerations. Și acum al treilea aspect este cel legat de considerații privind importanța timpului, which are very valuable for us clinicians. Considerații importante, valoroase pentru noi clinicieni. Despair could be seen as an awareness of a closed time. Disperarea ar putea fi văzută ca o conștientizare a timpului închis. He writes in 1998. A scris el asta în 1998. He evokes the image of a prison to evocă imaginea unei închisori to illustrate this idea. Pentru a ilustra această idee. Whereas hope could be seen as something which goes through time. În timp ce speranța ar putea
putea fi văzută ca ceva ce trece prin timp. That is to say, asta înseamnă, time would let something go through itself. Timpul lasă ca ceva să treacă prin el. Instead of closing on the awareness. În loc să creeze sentimentul că este închis. Hoping is predictive of reunification. Speranța prevede, anticipează reunificarea. Of reconciliation. Împăcarea. Thus it could be considered as a memory of the future. Și în felul acesta ar putea fi considerată ca un fel de amintire a viitorului. Gabriel Marcel is very attentive to the inner experience of both hoping and despairing. Gabriel Marcel este foarte atent la experiența interioară, atât a speranței, cât și a disperării. He explores how hoping and despairing may respectively change, alter our time experience. Explorează felul în care speranța și disperarea ne alterează experiența timpului. When someone is closed in the closed time of despair, când cineva trăiește sentimentul timpului închis al disperării, there is no movement. Nu există mișcare. The person is drowned or stuck in the inner experience of despair. Persoana este, se înneacă sau este blocată în experiența interioară a disperării. People used to name it the black hole. Oamenii obișnuiesc să o numească, sunt ca într-o gaură neagră. Or the no man's land. Sau sunt în tărâmul nimănui. And it doesn't seem to have a perspective. Și nu pare să aibă o perspectivă. It's like a prison. E ca o închisoare. And where the inner experience of hoping, în timp ce experiența interioară a speranței, is connecting us with internal movement. Ne ajută să ne conectăm cu mișcarea interioară. What are his observations? Care sunt observațiile lui? When someone has lost hope, spune că atunci când cineva și-a pierdut speranța, or is without hope, sau este fără speranță, the future seems to fade away. Pare că viitorul pălește. Leaving only the sensation of an unsufferable present. Lăsând doar senzația unui prezent insuportabil. Whereas when we are blessed with hope, pe când atunci cum suntem binecuvântați cu speranță, the future seems full of possibilities, viitorul pare plin de posibilități, which gives us the feeling, ceea ce ne dă sentimentul, that we have got plenty of time, că avem o grămadă de timp, to realize our dreams, să ne realizăm visele, to develop intimacy, să dezvoltăm intimitate, and emancipate ourselves. Și să ne cultivăm pe noi înșine. It's a huge difference in the internal experience. Este o diferență uriașă în experiența interioară a acestora. Now, let us keep in mind a clear difference stated by Gabriel Marcel, significant for us clinicians, psychologists, psychotherapists, psychoanalysts, etc. Haideți să reținem o diferență clară pe care a făcut-o Gabriel Marcel și care este semnificativă pentru noi clinicienii. Hoping with patience, să sper cu răbdare, is associated with an enlarged perspective,
este asociată cu o perspectivă mai amplă, with the cognitive and emotional flexibility, cu flexibilitate cognitivă și emoțională. Whereas not accepting the reality, în timp ce a nu accepta realitatea, ignoring or denying the facts of life, să ignori sau să negi faptele vieții, may lead to a cognitive and emotional stiffening. Poate să ducă la rigiditate cognitivă și emoțională. We could reverse those terms and question ourselves. Am putea să întoarcem pe dos acești termeni și să ne întrebăm pe noi înșine. Each time we observe a new cognitive and emotional flexibility arising in our patients, de fiecare dată când observăm o nouă flexibilitate cognitivă sau emoțională în pacienții noștri, what transformation in his or her relationship to hope and despair could it reflect? Ce transformare în relația sa dintre speranță și disperare ar putea să reflecte asta? Second matter of reflection. Și o a doua temă de reflecție. Each time we observe a specific or a permanent cognitive and emotional stiffening in a patient, de fiecare dată când observăm o rigiditate cognitivă sau emoțională specifică sau permanentă a pacienților noștri, this is a good opportunity, este o bună ocazie, to invite this person to explore, să invităm această persoană să exploreze, invite tactfully this person, I forgot, I turned the phrase different. Să invităm această persoană să exploreze, să invităm cu tact această persoană să exploreze her or his relationship with hope, losing hope and despair. Relația sa cu a pierde speranța și cu disperarea. His or her denial mechanism. Mecanismele sale de negare. Affecting certain aspects of his or her life, care îi afectează diverse aspecte ale vieții sale. In fact, this is one conclusion that I draw. In fact, this could be considered as a part of an existential diagnosis. Iar de fapt, și asta este concluzia mea, asta ar putea fi considerată ca o parte a unui diagnostic existențial. I will tell you why I insisted on the tactful. O să vă spun de ce am insistat asupra remarcii că acest lucru se face cu tact. Since I have been working as a psychotherapist for more than 30 years now. Datorită faptului că lucrez de mai bine de 30 de ani ca psihoterapeut, I have discovered how much the matters of hope, despair, hopefulness, hopelessness, etc. Am observat cât de mult temele acestea ale speranței, lipsei de speranțe, ale disperării are sensitive. Sunt sensibile. They are that sensitive. Sunt atât de sensibile. For two reasons, I think. Datorită două motive. The first one is that it structures the relationship of the person with life. Primul este că structurează relația persoanei respective cu viața. It structures the narratives this person is keeping about herself or himself or the other for life. Îi structurează narațiunile pe care această persoană le are cu sine însuși, cu ceilalți și cu viața. And in my experience I realized, și din experiența mea am realizat, that everything relevant to the hope issues, că
că tot ceea ce este relevant pentru tema speranței is very private for each person. Very private, much more than issue with sex, with love, with money. E un aspect foarte privat pentru fiecare persoană în parte, mai privat decât ar putea fi aspecte legate de sexualitate sau de relația cu banii. So let's remember that for everybody. Să ne amintim că pentru toată lumea. Your hope, my hopes are a treasury. Speranța mea sunt ca niște pomori. So we cannot go ahead and ask questions like how many children do you have, or are you enjoying your work situation, or whatever. No, we can't do that. We can't do that. Către oameni și să întrebăm câți copii vrei să ai, ești mulțumit la jobul pe care l-ai. Regarding the issues with hope and the personal relationship of the person with her or his hopes. Să privim asta din punctul de vedere al relației cu speranța, cu relația persoanelor respective cu speranța. We have to perceive how far we are welcome. Trebuie să vedem cât de departe suntem bineveniți. And not intrude. Fără să fim intruzivi. If the person starts freely to explain to us what's happened with her hope that have been crushed, or a very vibrant new hope because she solved something previously in therapy, then it's okay, we can have a dialogue. Cealaltă deschide discuția și ne vorbește despre o speranță a sa care a fost călcată la pământ sau de o speranță nouă pe care o are și face asta în cadrul terapiei, atunci este ok să putem avea un dialog pe tema asta. Mm-hmm. So we have to walk on eggshells. Trebuie să mergem ca pe coși de ouă. And if not? What? And if not? If the person is not so open to discuss about, then we let it be for a while, maybe for a long time. Otherwise, it's to rape the person in their internal world. Și dacă persoana, întrebarea era și dacă persoana nu deschide discuția despre asta, și răspunsul era atunci așteptăm până când persoana este dispusă să vorbească, altfel dacă insistăm, este ca și cum îi violăm lumea interioară persoanei respective. I even remember a young woman mi-amintesc o femeie tânără who told me once, care mi-a spus odată, you know, Helen, I didn't know whether my boyfriend was a good guy or not. Știi, Helen, eu nu am știut dacă iubitul meu era un tip de treabă sau nu. I had doubts, I was unsure. Aveam îndoieli, eram nesigură. But once I told him that I was having hopes that I didn't want to discuss with him. Dar odată i-am spus că eu am speranțe pe care nu vreau să le discut cu el. Because they were my very personal, intimate treasury. Pentru că erau pomorile mele intime. And the boyfriend was a sensitive guy. Și iubitul ei era un tip sensibil. Because he answered, don't worry, I understand this. Și a spus, nu-ți face griji, înțeleg asta. So much for Gabriel Marcel. Cam atât cu Gabriel Marcel. We have to. Now let's turn to the Spanish monument. Hai să ne întoarcem către monumentul spaniol. Pedro Entralgo. Către Pedro Entralgo. His political orientation was quite problematic because during the Franco era he was on the side of the fascists and
Orientarea sa politică a fost un pic problematică. Let's keep this outside our preoccupations. Pentru că în timpul erei lui Franco a fost de partea fascistilor, dar noi să dăm deoparte această preocupare despre opțiunile lui politice. But as a philosopher, he has really interesting insights. Pentru că el are niște puncte de vedere interesante ca filozof. He was also a talented person because he was a psychiatrist. Era un om talentat, era psihiatru. He was a historian. Era și istoric. And he was a philosopher. Și filozof. And which is not common. Ceea ce nu este o combinație foarte obișnuită. And he wrote a huge book. A scris o carte imensă. In 1956. În 1956. Which was called in Spanish, so sorry for accent, La Espera y la Esperanza. La Espera y la Esperanza. Funny thing in Spanish, which I didn't know, the word waiting is very close to hoping. În spaniolă sună foarte, foarte asemănător. Cartea se cheamă Așteptarea și Speranța și în spaniolă așteptarea are aceeași rădăcină cu speranța. It's not a linguistic coincidence because it is the core of his philosophical construct. Și nu este doar o coincidență lingvistică, este și nucleul filozofiei sale. The relationship close relationship between espera e esperanza. Relația strânsă dintre așteptare și speranță. The book has been translated into French. Cartea a fost tradusă în franceză. C'est l'attente et l'espérance, histoire et théorie de l'espérance humaine. Se cheamă Așteptarea și speranța, istoria și teoria speranței umane. He was clearly Christian. Era creștin. And once he published the huge book La Espera y la Esperanza, he has been considered the Spanish hope philosopher. Și imediat după ce a publicat această carte, a fost considerat filozoful speranței din Spania. For him, the hoping subject pentru el, subiectul speranței is the human being, este ființa umană, with his intelligent and his finitude, cu caracteristicile sale, inteligența și finitudinea, who cannot be satisfied, care nu poate fi satisfăcut, with his precariousness, what does it mean? Feeling of fragility, care nu poate fi satisfăcut cu sentimentul fragilității sale, causing his anguish and his hopelessness. Ceea ce cauzează angoasă și lipsă de speranță. So now let's try to grasp what he means by the waiting position. Hai să vedem ce înțelege el prin poziția așteptării. I hesitated between waiting and expecting, but expecting means expecting something, clearly. Whereas his concept is not that, it's different, it's waiting. Ea face o deosebire care nu se potrivește, poate e mai greu să vă explic în română, între așteptare și așteptări. A te aștepta la ceva, cred că în sensul ăsta. Following Entralgo, the essential feature of the human condition is the waiting position. Așa cum consideră Entralgo, caracteristica esențială a condiției umane este poziția așteptării. This state of waiting is unavoidable. Această stare de așteptare este inevitabilă. Since it is constitutive
of their human existence. Întrucât constituie parte din existența umană. However, cu toate acestea, the waiting state may be experienced. Această stare de așteptare poate fi experimentată either in a hopeful modality, fie într-o modalitate plină de speranță, or in a hopeless modality, sau o modalitate lipsită de speranță. He writes, human beings should experience their state of waiting hopefully with trust, energy and love. El spune că oamenii ar trebui să experimenteze această stare de așteptare cu speranță, cu încredere, energie și dragoste. This is in response to his statement, there is no waiting position without hopefulness and no hopefulness without hopelessness. Asta este un răspuns la următoarea sa declarație și anume că nu există o poziție de așteptare fără speranță și nu există speranță fără lipsă de speranță. Why is that so? De ce e asta? Așa. He says because the waiting person may become hopeless. Asta se întâmplă pentru că persoana care așteaptă poate să își piardă speranța. Since there is no waiting position without some degree of insecurity and despair. Întrucât nu există o poziție de așteptare în care să nu existe un anumit grad de insecuritate și de disperare. Hopefulness itself remains uncertain. Speranța însăși rămâne incertă. Because it never excludes mistrust. Pentru că nu exclude niciodată lipsa de încredere. Let's talk about waiting as a state, as an action, as an attitude. Hai să vedem să vorbim despre așteptare ca stare, așteptare ca acțiune și așteptarea ca atitudine. In his view, since the person is in a waiting position, viziunea sa, de vreme ce persoana este în poziția de așteptare, he or he feels sustained by hopefulness, el sau ea se simte susținută de speranță, and suffers from hopelessness, și suferă de lipsă de speranță. The person is confronted to two opposed affective movements. În acest fel, persoana se confruntă cu două mișcări afective opuse. Trust and mistrust. Încrederea și lipsa de încredere. He writes, el scrie că the hopeful person hopes to be a human being, to be himself or herself, and to be more, something more, in a future situation. Persoana care speră să fie o ființă umană, să fie el sau ea însăși și în același timp să fie mai mult într-un viitor. What matters is to be waiting with hopefulness and trust. Ceea ce contează este să aștepți cu speranță și încredere. So as not to sink into despair. Astfel încât să nu te scufunzi în disperare. Or intense hopelessness. Sau într-o lipsă de speranță intensă. Which might suspend or put an end to any personal activity. Ceea ce ar duce la suspendarea sau terminarea oricăror activități personale. In his theory, Enfalgo insists on considering waiting. În teoria sa, Enfalgo insistă să consideră ca așteptarea as the human being's basic existential structure. Ca așteptarea este structura existențială de bază a oamenilor.
How can we grasp and make sense of this waiting attitude? Și cum am putea să înțelegem și să dăm sens acestei atitudini de așteptare? This attitude is the very nature of man. Această atitudine este însăși natura umană a omului. It consists in the vital necessity of desiring, projecting and conquering the future. Și consistă în vitalitatea necesară de a dori, de a proiecta și de a cuceri viitorul. So you see that he waiting is not a passive attitude. După cum vedeți, pentru el așteptarea nu este o atitudine pasivă. Waiting for him is questioning the world. Să aștept pentru el. Desiring, projecting. Să pui întrebări în legătură cu lumea, să dorești, să faci proiecte. The affective orientation opposes two affective moments, we said, trust and mistrust. Orientarea afectivă cuprinde două mișcări în opoziție, așa cum am menționat anterior, și anume încrederea și neîncrederea. So how does waiting with trust look like? Hai să vedem cum arată să aștepți cu încredere. It may be one, a trivialized hope, a banal hope. Ar putea fi o speranță banală, trivială. Or carefreeness. Sau lipsită de griji. Second. A doua. It can be a confirmatory or optimist hope. Ar putea fi o speranță optimistă sau confirmatoare. And last. It can be true or authentic hope. Ar putea fi o speranță autentică sau reală, which can be found in an ever hoping individual. Care poate fi găsită în orice individ care speră. What he calls an ever hoping individual is very different from an idiot, an optimistic idiot. Ce numește orice persoană care speră e foarte diferit de un idiot optimist. Waiting with distrust now. Acum să vedem ce înseamnă să aștepți cu neîncredere. Depending on the depth of the commitment into questioning life. Depinzând de profunzimea angajamentului pe care îl ai față de a pune întrebări vieții. It may take the form of disgust. Poate așteptarea cu neîncredere poate lua forma dezgustului, despair, disperării, anguish, angoasei, or hopelessness, sau a lipsei de speranță. How can waiting, this waiting, evolve into hoping? Cum poate această așteptare să evolueze în speranță? This transformation requires a trust. Această transformare necesită încredere. Of various intensity. Încredere de intensități diferite. Trust in one's ability to carry on being who we are. Încrederea în abilitatea de a continua să fim cine suntem. In our being throughout our life process. În ființa noastră de-a lungul întregului proces al vieții. The natural hope, says he, speranța naturală, spune el, is an attitude by which the man attributes a certain trust. Este un atribut prin care oamenii dau anumită încredere. To the realization of possible ways to be. Realizării posibilelor moduri de a fi. Required and proposed by his vital waiting state. Care sunt cerute și propuse de
starea sa vitală de așteptare. And finally, he stresses the importance of others in this process. În același timp, el subliniază cât de important sunt alții în acest proces. In Entralgo's view, viziunea lui Entralgo, the act of hoping is in fact co-hoping. Actul de a spera înseamnă de fapt să existe co-speranță. First, when we look at what is hoped for, asta înseamnă, în primul rând, când ne uităm la ceea ce înseamnă speranța, since its object is a shared good between oneself and others, asta se întâmplă atunci când ceea ce sperăm este un obiect pe care îl împărtășim cu alții. Second, when we consider the person who is hoping, și a doua situație, atunci când considerăm că persoana care speră, since our existence is at any moment coexistence. Când considerăm că persoana care speră este în existență, așa cum se întâmplă în orice moment, de fapt este în coexistență. Ok. Shall we make a small break? Facem o mică pauză. 15 minutes.